Fermierii nu au reușit să strângă recolta de pe mai bine de jumătate din terenurile agricole cultivate. Ne aflăm în plină campanie de recoltare a porumbului de pe suprafața de pe o suprafață de 34.869 hectare, un procent de 37%, înregistrându-se până acum o producție medie de 3.210 kg la hectar. Specialiștii susțin însă că nu sunt motive de îngrijorare, chiar dacă sunt întârzieri la recoltatul porumbului. În urma ploilor, a umidității din atmosferă, s-a prelungit și se va mai prelungi campania de recoltare la porumb. În schimb, oferă și avantajul că după recoltare, umiditatea din bob va fi scăzută și depozitarea va fi efectuată în condiții mult mai bune. Deci nu trebuie să ne îngrijorăm pentru că ne aflăm în această situație acum, doar un procent în jur de 40% recoltare la porumb. În județ a fost încheiată campania de recoltare la grâu și floarea soarelui, unde au fost realizate producții peste media estimată.